În Germania, Alexandra Plătăreanu, fiica actorului Valentin Plătăreanu, este cunoscută drept Alexandra Maria Lara, iar popularitatea tinerei românce născută la București pe 12 noiembrie 1978 îi se datorează faptului că a îmbrățișat meseria tatălui său după ce familia s-a stabilit în Germania, pe când actrița, la cea de-a doua tinerețe astăzi, avea pe atunci doar 4 ani. Ultimele zile ale lui Hitler, Der Untergang, 2004, este unul din filmele remarcabile ale Alexandrei Maria Lara, producție nominalizată la Oscar pentru cel mai bun film străin în 2005. Dr. Jivago, ecranizare însă anului 2002, este un alt film de referință în care actrița născută în capitala României a mai jucat, dar importante pentru cariera Alexandrei Maria sunt și alte producții cinematografice, precum Napoleon, realizarea anului 2002, Voiced Fred, 2006, The Company, 2007, City of Life, 2009 sau mai recentele realizări Rush, 2013 și Suite Française, 2015. Recunoscută pentru calitățile sale profesionale, actrița a făcut parte din juriul Festivalului de la Cannes în 2008, iar în România a fost de asemenea prezentă în juriul Festivalului de Film Internațional Transilvania 2005. Tot anul 2005 este legat de atribuirea premiului Golden Camera actriței de origine română.